Cel mai bun procent de promovați îl are la această sesiune a bacalaureatului Colegiul Național Silvania din Zalău, unde au promovat 257 dintre cei 268 de candidați care au susținut examenul, rezultând o promovabilitate de 95,89%. Urmează Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, unde examenul a fost susținut de 24 de absolvenți, promovând 23. 95,83% promovabilitate. Locul 3 este adjudecat de Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai cu 86,24%. Au picat examenul doar 26 dintre cei 189 de candidați prezenți. Pe 4 este Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei, singurul liceu din județ unde au fost obținute medii de 10 și unde au promovat 81,06% dintre candidați. Liceul de artă Ioan Sima Zalău este pe 5 cu 64,28%, iar pe 6 este Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian din Zalău cu 60,93%. Locul 7 revine Liceului Teoretic Iona Gârbiceanu Jibou cu 55,07% promovabilitate, iar locul 8 Liceul Sportiv Avram Iancu din Zalău cu 47,61%. Pe 9 este Liceul Reformat Veșelenii din Zalău cu 34,48%, iar pe 10 grupul școlar Cerei Goga din Crasna cu 23,95%. Urmează în ordine grupul școlar Gheorghe Pop de Băsești din Cehu Silvaniei, 23,44%, grupul școlar Octavian Goga din Jibou, 17,64%, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu din Șimleu Silvaniei, 14,7%, grupul școlar Mihai Viteazu din Zalău, 11,23%, grupul școlar Joachim Pop din Ilanda, 9,8%, grupul școlar Voievodul Gelu, 8,3%, grupul școlar Ioan Osian din Șimleul Silvaniei, 3,05%, grupul școlar Liviu Rebreanu din Hida, 2,77% și cele patru grupuri școlare cu 0% promovați, Nușfalău, Sărmășag, Sâc și Surduc.